nu e cam scumpă o mașină de asta la 21 de ani? Ai grup de semnale sau? Nu, să ofer în viața mea semnale. Nu vreau să știu că oamenii riscă bani pe acțiunile mele, de fapt. Să știu oamenii că se pot pierde bani. Am un student care e tată de 2 copii, da. Și omul și-a lăsat jobul pentru treaba asta. Și tu faci asta toată ziua? Eu fac toată ziua, sunt și student la medicină. Deci faci bani cu banii altora, nu cu banii tăi. Corect. Da? Tu ca să fii bun trebuie să pierzi. Tu trebuie să accepti să pierzi. E normal să pierzi în trading, nu ai cum. Câți bani ai făcut anul ăsta? 10.000, pentru că am avut sesiune. Că altfel cea mai mult. Și eu mai pierd, ai văzut, uite, contul de 200.000, de exemplu, ăla live, e pe minus 3.000. Fiecare are planul lui în viață. Eu îmi strâng bani acum, de exemplu, ca să-mi fac tot în cadrul ăsta medical niște lucruri super tare în România. Salutare, dragi prieteni, Sandi Popescu și astăzi facem un vlog cu Justinian sau Justin. Cu ce mașină facem vlog? Cu un Audi A7 din 2021. Cât a costat mașina? Undeva aproximativ 65.000 cu tot. Ce, ai luat-o nou? L-am luat-o la 75.000 de kilometri mașina. Și ce motor are? 3.0 benzină, 340 de cai. Nu ți-e frică de consum mare? Uite, am consumul 22 de exemplu acum, dar în general consumul ăsta l-am în oraș. Nu te doar la buzunar? De când am luat-o eram conștient că o să consume ceva. Nu mă așteptam să consume atât, că în oraș consumă 20 și mi se pare destul de mult. Și nu e cam scumpă o mașină de asta la 21 de ani? Eu îmi căutam ceva mai diferit puțin. Prima oară am vrut un ecupe. Și am spus, măi, ceva cam basic, nu mai place atât de mult Mercedes-ul. Și am stat să caut până am dat de Audi A7. E și elegant în același timp și sportivă, dacă vrei să fie sportivă, și asta mi-a plăcut cel mai mult la ea. Ai dat-o pe sport? Mamă, trage bine. Mi-a luat de suflare. Păi și cum ți-ai permis tu asemenea mașină? Bani de la părinți, ca mine? Era bine, chiar era bine, era mai liniștit. Cu ce mai te ocupi? Stresat. Cu trading pe piața valutară. Adică Forex? Da, Forex. Aici mă pricep și eu la Forex, că și eu investesc în Forex. Eu am pierdut foarte mulți bani, dar de vreo o lună, două am început să fac și fac foarte puțin bani, dar fac stabil. Corect, adică riști foarte puțin. Tu cum ai ajuns să faci bani la bursă? Ca orice trader, acum presupun că și tu știi, suport, rezistență, tragi trei line-uri, pattern-uri, că în formă de M, în formă de L, persoanele care tranzacționează cu suport rezistență, de fapt acolo e targetul meu, take profitul meu. Dar ei de fapt intră acolo, înțelegi? Deci e un lucru total diferit. Mă rog, deci tu zici că te pricepi. A spune că mă pricep, da. Și câți bani faci pe lună? Minimul ar fi de 8.000. 8.000 de euro. Da, 8.000. Contează și ce mărime de cont ai. Cu cât ai mai mulți bani în cont, cu atât e mai ușor să faci bani. Ideea e că eu sunt un trader finanțat. Deci faci bani cu banii altora, nu cu banii tăi. Corect. Treci conturile ca să te califici și după aia faci bani. Dar cât te costă un cont ăsta de 200.000? 1.000 de dolari, aproximativ, depinde. Poate sunt promoții. 1.000 de dolari și după aia trebuie să-l și treci. Adică trebuie să dovedești că te pricepi și după aia îți dau ei acces. Corect. Ca să vadă că riști banii cum trebuie. Dar ai și pierdut bani? Am și pierdut bani, da. Am avut luni în care am pierdut contul funded. Adică da? Nu e un lucru de... Da, nu, păi de nu mă ascund. Mergeai cu volume mare. Nu, pur și simplu s-a întâmplat, dar acum eu vorbesc... Eu merg cu volume mici, 0.25, 0.5. Asta e cel mai bine, adică ai un risc destul de calculat și destul de mic. Uite, asta spun și eu. Ca să faci bani în industria asta, nu trebuie să riști mult, pentru că dacă tu riști mult, nu vei face bani și de acolo apar și alte emoții și alte lucruri care te face să nu mai fii atât de conștient de ceea ce faci tu și pur și simplu o faci de frică. Tu ca să poți să faci bani de trading, trebuie să ai capitalul mare, să-ți mărești capitalul, dar să riști puțin. Și mai ales să nu riști banii tăi, să riști banii altora. Corect. Că tu dacă pierzi contul ăla de 200.000, tu ai pierdut 1.000 de dolari. Da, taxa. Băi, fraților, explicați-mi și mie cum e posibil ca epava asta să fie reparată atât de bine. Stai să vezi imediat în ce hal de distrusă era mașina asta și cât de boboc au reparat-o frații noștri samsari. Cum ar fi să ții țeapă cu așa mașină? N-ar fi exclus, că arată țiplă. Tocmai de aia atunci când cumperi o mașină, trebuie să o duci la service pentru verificare. Dar înainte de asta, cel mai ușor este să o verifici online. E super simplu și ai 20% reducere dacă intri pe linkul din descriere sau folosești codul Andy Popescu direct pe Car Vertical. Bași seria și aștepți un minut raportul, așa cum am făcut eu aici și vă arăt chiar acum ce detalii am primit. Vedem din start că nu are kilometri dați înapoi, dar are accidente. Are unul grav în Germania de 60.000 de euro. Deci, daună totală. Avem și istoricul de kilometri, nu s-a umblat aici. Dar dauna arată nașpa rău. Mașina s-a lovit de un stâlp pe o parte și s-a rupt în două pe cealaltă. Nu a scăpat niciun airbag nesărit. Cortinele la șofer și la pasager, plus alea din scaune. Mașina arată distrusă iremediabil. Dar iată ce pot face niște mâini iscusite de samsar. Mașina acum arată impecabil, are linie și mi-e imposibil să înțeleg cum a reușit să o sudeze la loc. E perfectă acum pentru următorul fraier care nu verifică mașina online, înainte să o cumpere. Nu e de glumă cu așa ceva. Chiar te poți trezi cu mașina ruptă în două la un accident minor, că până la urmă mașina e sudată. Dacă vrei să nu fii victima unei țepe atunci când cumperi o mașină sau ești curios dacă mașina ta a avut sau nu accident sau kilometri dați înapoi, verifică
verifică istoricul pe car vertical, intrând aici pe linkul din descriere sau folosind codul Andy Popescu ca să ai cea mai mare reducere. Acum hai să vedem ce mai zice Justin de bursă. De cât timp faci tu chestia asta și cum ai reușit să devii așa de bun? De 4 ani. Deci ai o experiență și pe ce perechi valutare? Euro, dolar și GU și depinde foarte mult de setup-ul pe care l-am GU? Pe Gold, GBP USD. Eu nu recomand nimănui să facă chestia asta pentru că este foarte periculos și se pot pierde bani și după aia o să dea vina pe mine dacă pierd bani. Ideea e că lumea ce face greșit, intră într-o industrie, de exemplu cum e trading-ul sau investiții sau nu știu, ancient niche, da? Doar că ei nu intră cu o anumită experiență sau cu un anumit knowledge și încep să tranzacționeze sperând că pot să facă și ei. Așa am făcut eu și am pierdut 30 de mii de dolari. Cât ai pierdut? Deci prima oară intrasem cu 1000 de dolari pe cripto, făcusem bani cu suport rezistență, lucruri de-astea basic pentru că riscam mult și făceam bani, dar eu nu știam ce fac, dar făceam bani. Și am început să pierd banii aia și am început să fiu demoralizat, să nu mai știu de mine, eu crezând că știam ceea ce fac eu, doar că am avut câteva tranzacții bune și am avut norocul ăsta să fac niște bani. Și m-am retras și m-am apucat de Forex cu un prieten de-al meu. Dar Forex te-ai apucat la fel, cu banii altora, nu cu banii tăi. Nu, cu banii mei și acolo sunt alte emoții, că tu știi, măi, dacă sunt banii tăi. Pe mine m-a costat contul ăsta, nu m-a costat 1000, m-a costat 4000. Am făcut schema aia cu mai multe conturi. A, ți-ai luat 4 conturi, da, pe un sel, pe un bai, da, ca să fiu sigur că îl trec. Dar ideea care e, tu poți să pierzi 5% pe zi. Doar că, de exemplu, azi am pierdut 4,5 și mai intru într-o tranzacție care s-a dus, de exemplu, la 0,6, da. Mi-a închis contul. Dar dacă eu pierd, de exemplu, din 200.000, mă duc astăzi la 197 și mă mai duc mâine la 192 și mă duc poimine la 189, nu mi-l închide, nu? Nu, că pentru că n-ai riscat... În 24 de ore. Da. Și tu faci bani, deci, din Forex cu câte conturi? Unul de 200.000, unul de 100.000 și încă unul de 100.000. Cum funcționează o firmă de-asta de prop trading? Fii atent. Că asta eu am căutat pe net, tot netul și n-am înțeles. Sunt niște conturi simulări. Chit că eu sunt finanțat, ea nu sunt bani reali, indiferent. Este un cont de moșel la fel. Bun, și ce tu dacă faci bani, îți dau din bani din buzunarul lor? Din banii celor care au pierdut contul. Pă bune, deci adică interesul lor este tu să pierzi. Cam asta e afacerea. Pentru că ei câștigă din aia 1000 de dolari care ți-au dat ție acces la cont. Corect. Dar ei, fii atent, poate să încaseze 1000 de dolari, că îți dau accesul la cont și după aia tu dacă faci 10.000 pe lună, au pus-o. Au plătesc, trebuie să scoată banii, că îi arestează. N-ai văzut, uite, cum ai Forex Funds, oamenii făceau manevre ca să poată lumea să piardă cu și ăștia sunt autoritățile. Serioși? The Founded Trader, da. Deci am nimerit bine. Ai nimerit foarte bine. The Founded Trader, FTMO, My Founded FX și Founded Engineer sunt cele mai serioase 4 companii pe care eu le recomand personal. Uite, acum pot să mai închid 30 de dolari, dar mai lasă crească. Eu sunt numai pe GPPGPI. Trading Live. Eu n-am nimic deschis. Și pentru că ești așa de profitabil, ai grup de semnale sau... Nu să ofer în viața mea semnale, nici nu? Că se fac bani mulți. Nu vreau, pentru că nu vreau să știu că oamenii riscă bani pe acțiunile mele, de fapt. Pentru că poți să pierzi. Corect, și nu vreau să-mi asum riscul ăsta ca lumea să pierde. Adică nu spun că nu sunt bun sau nu sunt profitabil, că rezultatele spun cuvântul, că acum eu pot să spun orice. Rezultatele spun, oamenii spun și studenții, vezi tu ce rezultate are comunitatea. Că știi că astea sunt cele mai controversate chestii, grupurile de semnale, pentru că s-ar o grămadă că sunt scammeri, sunt scammeri. Da, da, nu sunt țepari. Eu am fost pe grupul de semnale și am făcut bani, dar s-au și pierdut bani. Overall am câștigat, dar vezi tu că oamenii se uită numai la pierderi, știi? Adică nu se uită că, bă, overall a fost bine. Ce ai recomandat oamenilor care vor să se apuce? Dar să știe oamenii că se pot pierde bani. Am un grup de analize unde eu îmi postez efectiv analizele și cum gândesc piața și în proporție de 75-80% eu am dreptate că e istoricul. Eu l-am pe Telegram și acolo se vede tot. Ieri am dat două analize, au fost de succes și lumea a luat profit. Pe ce? Euro, dolar și gold. Goldul e foarte riscant. E foarte volatil. Foarte riscant pentru că poate să se ducă și nu se mai întoarce. Eu, de exemplu, aici prefer GPPGPI pentru că ăsta se duce, se întoarce, se duce, se întoarce și te iartă. Aurul s-a dus, nene, și nu-l mai vezi. Deci ai un grup pe Telegram unde postez ce? Analizele mele și content educativ, adică, de exemplu, dacă astăzi am luat eu un buy, o să explic efectiv cum am gândit toată tranzacția respectivă și cum puteai să o iei și tu. Și cât la sută din ce oferi tu acolo e câștigător? E ca lozul câștigător. 75-80%. Bun, deci în 25% din cazuri se pierd bani. Da, 20-25%, da. Dar în 75% se câștigă, nu? Corect. E interesant. Și cât costă asta? 25 de dolari. Și acum o să apară. Doamne, dacă tu faci atâția bani și mașina asta, de ce vinzi? De ce ai un grup de 25 de dolari? Păi e clar că tu vrei să faci bani din treaba asta. Răspunsul e că eu am vrut să creez o comunitate efectiv privată unde dă cineva 25 de dolari, dă pentru că e curios și ar vrea să afle lucruri noi, adică îl interesează. Dar câți oameni ai în grup? Că se văd... 100 și... Să-ți fac repede cât câștigi. Eu fac live-uri pe YouTube unde tranzacționez efectiv live. Rata mea de win este de aproximativ 80%, am 11 win-uri pe live și 2 lose-uri. Și se pot vedea? Se pot vedea. Rămân deci poate să vadă oameni că atunci erai live când l-ai făcut. Da. Și prețul era live. Și tot acolo mai am și un mentora gratuit care oamenii chiar au făcut bani cu ajutorul cursului și au devenit finanțați cu ajutorul cursului. Da. Sunt toate lucrurile postate. Fii atent, am un student care e tată de 2 copii și omul și-a lăsat jobul pentru treaba asta. Și am rămas uimit pentru că la vârsta lui a luat decizia asta. Trebuie să înțeleagă oamenii că e foarte riscant să-ți vizi mașina sau să faci chestii pentru că nimeni nu-ți garantează câștig. Eu vreau să pun accent pe chestia asta pentru că oamenii de multe ori sunt orbiți de mirajul facerii de bani și s-a făcut că zic gata, asta fac, îmi vând mașina, îmi vând casa și bag tot.
tot. Nu, frate, tu aici trebuie să investești doar ce îți permiți să pierzi, pentru că aici tot o să fii relaxat. Dacă tu îți vinzi mașina, tu o să fii stresat. Băi, vreau să-mi recuperez banii pe mașină. Tu spui că ai 75% rată de câștig. Cum aș putea să văd eu chestia asta? Dacă intri acolo, de exemplu, pe grup, unde eu postez analizele și acolo intru și eu în ele, poți să vezi acolo efectiv toate. Unde e grupul ăsta? Pe Telegram. Că aș putea să stau o lună și după aia văd dacă. Asta face multă lume și lumea chiar rămâne. Știi care e faza? Dacă tu chiar ai win ratio de 75%, o să ajungi cu grupul ăsta să bubui. Da, e tot istoricul pus acolo. Dar cum se scrie lumea în grupul ăsta al tău? Poate să intre acolo pe site pe gfxtrading.ro, iar după aceea dau mai jos și văd acolo grupul de analize. Deci intră pe site și după aia acolo au link. Da. Și cum plătesc și $25? Intră direct pe Telegram, dau slash la bot, care îi redirecționează pe Stripe, plată securizată și bag automat. Dar știi ce aș face eu? Deci dacă n-aș avea bani, prea mulți, aș face așa, aș da $1000, aș lua un cont de la de prop și ți-aș da ție bani să mi-l treci. Cât ar costa chestia asta? 349 de euro, doar că noi trecem la anumite companii de finanțare, de exemplu. Nu putem să trecem conturile pentru că este un lucru automatizat, prin care noi trecem conturile doar la Cortana FX sau Nova Founding sau Quantec, alte firme de finanțări. Și tu faci asta toată ziua? Eu fac toată ziua, sunt și student la medicină și când am examene iau stop la trading. Uite, luna asta nu am tranzacționat atât de mult și am reușit să fac cu un mic profit pe un cont de 100 de mii. Pe la mare ai văzut că e pe minus $3000, că ți-am arătat, că nu mă ascund. Arată ce poți să arăți la cameră. Uite, tot la Cortana FX, asta e poza când mai găsesc conversația cu studentul. 1700. Dar n-ai are QR code-ul, fii atent. Știi că ți-am explicat de QR code-ul ăla. Unele companii nu au. Îmi ziceai de unii care își arată de ăstea, dar n-au QR code. Da, uite, cum e la diploma asta mea, vezi că e de ieri. Și are QR code-ul. Poți să scanezi ca să vezi că e adevărat. Da, corect. Dar uite, uite-o ăsta. Nu am QR code-ul pentru că compania nu-l are. Deci eu aș recomanda, dacă e cineva interesat, să nu se arunce cu capul înainte, să-și facă temele foarte mult înainte, să înțeleagă că se pot pierde bani și cel mai important să nu investești banii tăi. Să investești la o firmă de prop trading, pentru că dacă bagi $1000 la o firmă de prop trading, atunci ai cont de 200.000. Da. Dar tu, ca să ai acces la contul ăla de $200.000 cu $1000, trebuie să treci challenge-ul. Tu poți să treci challenge-ul cu $340. Da. Dar ce garanție are omul? De 100%. Dacă tu nu-i treci contul, îi dai bani înapoi. Îi dai bani înapoi, 340. Da. Dar $1000? Nu, plata serviciului. Și chit că am spus acum că e 100%. Dacă eu îi pic contul, îi dăm și banii pe cont. $1000. Uite, o spun pe vlog, da. Deci avem peste 3 milioane finanțați în capital și nimeni nu a pierdut niciun cont. Noi, mă refer, echipa, da? Nu a pierdut niciun cont. Vezi că rămâne pe vlog. Rămâne pe vlog, da, nu. Ai văzut că vlogurile mele sunt transparente, noi nu. Da. Eu nu recomand dacă nu aveți experiență, adică, fii atent, tu intri în treaba asta, vii la mine, ai, domne, vreau să-mi treci și mie un cont. Așa. Dar tu n-ai niciun istoric, n-ai nimic. Poți să folosească conturile tale, nu? De pe grupul de Telegram cu $25. Nu sunt semnale, sunt analize. Și acolo spun, de exemplu, uite, așteptăm zona asta, așteptăm confirmări din ea. Noi trebuie să așteptăm confirmări, preluări de lichiditate, change of character, ruperi structurale și după intrăm în tranzacție. Deci tu ce serviciu oferi? Odată să treci conturile. Da. Cu $340 și conturi mai mici există? Conturi mai mici. De 100 de mii cât costă? 249 de euro. Contul de 50.000, 149 de euro. Și aia cum plătesc banii? Cripto sau cum? Tot cripto, da. Doar că primul pe aula e 50-50. Al doilea pe aut este iar 50-50, iar al treilea 70-30 și după 100% e tot banii la al patrulea pe aut. La cât timp plătesc? 21 de zile, 14 zile și după 7 zile. Bun, hai să ne uităm pe grupul ăsta al tău, Justin FX Premium Channel. Deci ăsta este grupul la care tu îl oferi cu $25. Da. Prețul nu s-a închis sub low, nu intru în sell. Practic o analiză tehnică, nu? Da. Și content educativ, materiale prețioase, call-uri. Și ai 123 de subscriberi. 123. Și ăștia stau, plătesc lună de lună. Da. Și avem grupul de chat unde activitate non-stop, se ajută între ei, se discută, da, și dau tranzacții, că nu sunt eu, acum am avut sesiune și mi-a fost puțin mai greu. Ești student la medicină, ai zis? Medicină dentară, nu 3. A, medicină dentară. Da. Ca frate meu. Și ce vezi? Faci dentist? Doctor stomatolog. Păi și crezi că o să profesezi? La câți bani faci? Da. Deci o să fii și dentist și... Da, asta e planul meu. Că lumea zice, domne, dacă faci atâția bani din trading, că nu sunt puțin bani, de ce mai stai la facultate? Fiecare are planul lui în viață. Eu îmi strâng bani acum, de exemplu, ca să-mi fac tot în cadrul ăsta medical niște lucruri super tare în România. Mie îmi place, de exemplu, uite, despre creier și despre viața în sine și despre tot ceea ce s-a întâmplat în copilărie, pentru că afectează foarte mult deciziile pe care le iei când ești adult. Și uite, de exemplu, cu tradingul, tu dacă te-ai obișnuit să fii o persoană răpită sau anumite traume din copilărie îți pot afecta treaba asta în trading, știi? Lucruri pe care eu le-am experimentat personal și am fost și la psihoterapeut pentru că voiam să devin din ce în ce mai bun la trading și tradingul, de exemplu, e 100% mental. Nu e 10% analiză tehnică, 10% nu știu ce, cum spun așa pe internet, nu, este 100% mental și tu trebuie să fii mereu concentrat. Corect. Și disciplinat ca să poți să reușești. Așa cum sunt eu. Și uite ce crezi, mi s-au închis trade-urile. Tu acum, vezi cum fac bani? Da. Și contul live cu bani real. Am făcut astăzi $114, dar eu singur pe șmecheria mea. Tu
strategia ta. Cu strategia mea. Și ultima săptămână, de luni până vineri se transmitează, am făcut 1300 dolari. Da, eu nu folosesc semnale, nu folosesc analiză tehnică. Foarte bine. Folosesc doar un principiu de-al meu în care bag mai mult buy-uri, mă uit când cade piața, după aia dau buy. Poate de mâine o să încep să pierd. Eu doar vă arăt ce fac. Poate am avut noroc. Uite, un alt lucru despre care îmi doresc foarte mult să vorbesc este dependența de trading. Ai simțit-o? Da, am simțit-o. Și când vine vineri și se închide trading-ul și sâmbătă și mine că nu pot să fac trading, sunt mai trist așa. Știu că funcționează pe principiul adicției, dependenței la jocurile de noroc. Ai observat vreun videoclip despre asta pe internet când spune cineva legat de dependența de trading? Nu. Pentru că lumea vor doar să vândă, să arate câștigurile, dar nu pe asta se bazează trading-ul. Tu ca să fii bun trebuie să pierzi. Tu trebuie să accepti să pierzi. E normal să pierzi în trading, nu ai cum. Și eu mai pierd, ai văzut, uite, contul de 200.000, de exemplu ăla live, e pe minus 3.000, 5.000, da? Și e contul live unde se vede clar că am scos 10.000 doar din contul ăsta. Se pot face bani, da, e riscant, că trebuie să știi ce să faci, cum să faci. Eu lunar mai țin un mentorat cu 6-7 persoane maxim, mai mult nu iau, indiferent că pot să fie 20, pentru că nu am cum să mă ocup de toți 20, nu am cum. Faci online? Online, da, unde le dau temei. Fii atent, eu am conceput sistemul ăsta ca o meditație de bac la matematică. Te duci la meditație, îți predă, întreb ce nu înțelegi și îți dă temă pentru acasă. Fix asta fac și eu, le dau temă pentru acasă. Ei își fac temele și fix ăla e momentul în care eu văd dacă i-au înțeles, pentru că ei rămân singuri și fac ceea ce am făcut, de exemplu, în ședința de astăzi. Și eu atunci văd, băi, oamenii ăștia au înțeles sau n-au înțeles și de acolo reparăm greșelile. 400 de euro de persoană pe lună. Adică cine vrea să învețe. Cine vrea să învețe, da. Aici o să zic că oamenii că e scammer. Păi stai puțin că am rezultatele studenților, sunt finanțați, au payout-uri active, au payout-uri și de 7.000 de dolari dacă mă crezi, totul cu dovezi. Aici fiecare se bagă dacă vrea, că oamenii mai mă critică pe mine. Andy, că ai făcut vlogul ăla, înseamnă că te-ai asociat cu ăla. Frate, dacă am făcut vlog, nu înseamnă că eu recomand să investiți bani în cursul ăsta. Fiecare investește dacă vrea. Mai zic o dată ca să nu mi-aud vorbe după aia, știi? Gura lumii nu o să tacă niciodată, indiferent ce vei face. Cât bine ai face tu, tot la fel de rău va fi. Păcănelele funcționează pe același principiu de dependență de jocuri de noroc. Deci nu, aici nu e joc de noroc în niciun caz. O să facă orice piața, să ducă sus sau în jos. Dacă ești documentat în așa fel încât să știi când va face sau nu, pentru că asta se întâmplă când sunt știri. Tu vezi niște pattern-uri, dar pattern-ul nu mereu face chestia aia. Că dacă vezi un head and shoulders, nu înseamnă că piața o să ia mereu. Da, da, de exemplu, alea nu există. Deci contează foarte mult de unde preiei informația sau ce informație preiei tu ca să poți să fii bun în treaba asta. Contează în cine ai încredere. Ideea e că se pot face bani, dar se pot și pierde bani. Mie mi se par tot păcănele. Ție nu se par păcănele că tu zici că vezi niște pattern-uri. Nu, sunt probabilități, adică de exemplu, eu nu văd niciun pattern. Eu mă bazez pe niște concepte de lichiditate și high-uri vechi și structura prețului pe care o formează și așa mai departe și știrile și ceea ce se întâmplă, de exemplu, în Statele Unite. Când vine volatilitatea, ai văzut, cade, urcă repede, bam, atunci sunt știri și tu trebuie să te documentezi. Băi, ce știri avem azi? Adică dacă am vorbit din perspectiva unui om grăbit care vrea să facă bani repede, da, pierd bani, e păcănea. Dar dacă vorbim din perspectiva unui om cu experiență, care a trecut prin greu, prin alea, a pierdut, a câștigat, o să spună clar, omule, asta nu e păcănea. Dar câți bani ai făcut anul ăsta? Adică de la 1 ianuarie și până astăzi, 6 februarie. De la 1 ianuarie până pe 6 februarie, 10.000, pentru că am avut sesiune. Că altfel făcea mai mult. Da, am avut sesiune și n-am avut cum. Dar faptul că tu oferi analiză tehnică nu e ca și când ai dat niște semnale? Diferența e că, de exemplu, eu mă duc pe un time frame mare, de pe 4 ore daily, 15 minute sau chiar 1 minut. Și, de exemplu, eu, dacă am confirmările și prețul îmi face ceea ce vrea să facă la ora respectivă, pentru că, uite, de exemplu, tradingul nu se bazează doar pe analiză tehnică. Contează ora la care ți-a făcut, contează volumul cu care ți l-a făcut, doar că ai nevoie și de experiență și să le testezi, să vezi că te poți mula pe strategia aia, înțelegi? Ia fi atât aici, strategie. Mai poți să închid încă 100 de dolari acum. Ăla din ța era... Nu, pe contul de prop. Vezi, e mișto la trading, dar trebuie să te gândești și când o ia piața jos, că poți să pierzi. Deci astăzi am făcut așa, 65 de dolari, uite, tranzacțiile, ora la care le-am deschis tot, contul să se vadă că e live, deci 65 de dolari și cu 90 acum. Deci 150 și pe contul meu, 114. Eu dacă fac 200 de dolari pe zi, sunt mulțumit. 200 de dolari așa, la mișto, fără să mă agit, știi? Vezi cum am deschis astea, pac, pac, am făcut profit de aici până aici și acum... Aștept să ducă prețul în jos și mai dau un buy. Da, e order flow bullish, de exemplu, order flow tău ți s-a restabilit, contează mult ce lichiditate ți-a luat din stânga și tu prețul chiar se poate duce mult mai eu sus către aiurile astea. Niciodată. Da, tu doar dai bam așa. Da. Și ai văzut cât am făcut, da? Și last month, toate astea cu albastru sunt tranzacții pozitive. Deci uite câte sunt. Ui, nu, da, una negativă și încă una. Deci uite, știu câte sunt. Și una, a doua. Și dacă stăteam, le făceam și pe la poziție. Și după ce l-am pierdut pe la două, 2480. Și eu nu mă pricep. Da, tu ai gândit ceva logic. Fii atent, cei mai buni trader din lume, cu lucruri pe care le poți verifica, și îi spun treaba asta, cum o spun și eu, tu nu trebuie să riști mult pe tranzacție, adică să nu intri cu toți banii într-o. Tu trebuie știu, să riști asta zero, asta și să ai capitalul mare. Asta exact, asta fac eu. Ai văzut, am 16.000 de dolari pe cont și tu intri și cu de la mici. Nici eu nu mai aș face grup de semnale, pentru că mi-ar fi frică să nu greșesc. Adică eu dacă greșesc, greșesc pe banii mei, dar nu pot să greșesc pe banii altora. Ai tranzacționat și cripto?
sau numai fax? Nu, am tranzacționat și cripto și de curând. Conceptele pe care le folosesc merg și pe piața cripto și pe piața bursieră, pentru că sunt niște lucruri fundamentale în ceea ce se întâmplă în piață. Uh-huh. Adică sunt niște lucruri care chiar se respectă cu adevărat. Dacă vei face backtesting sau chiar live testing și le pui în aplicare, cum le pun și eu, o să vezi că lucrurile astea chiar se respectă, știi? Ce se întâmplă cu Bitcoin? Eu am spus clar că el o să cadă la un 42.000, 40 și un pic de mii, pentru că jos era un gol mare de bani, un imbalance, și unde era foarte multă lichiditate și un punct de lichiditate care este numit inducement, o capcană pentru cei care vor să intre foarte devreme în buy. Și eu mi-am dat seama de toate conceptele astea pentru că le folosesc de atâta timp și am spus: "Băi, așteptați puțin să mai cadă Bitcoin, până în zona asta, din zona asta așteptați confirmări care sunt prezentate și la mine pe YouTube și așa mai departe." Și luați tranzacția de buy, cea pe care am luat-o și eu. Deci ce se întâmplă cu Bitcoin? O să crească sau? Eu tind să cred că o să crească. Eu cred că ori o să crească, ori o să scadă. Nu. De exemplu, Bitcoin, aceasta este viziunea mea pe Bitcoin, viziunea mea în care am spus clar că prețul o să vină, vezi, o să mai așteptăm să-l cadă pentru că e foarte multă lichiditate jos și mai jos era un imbalance, da? Iar după aceea prețul o să facă un pullback și o să revină către high-uri, ceea ce mai târziu s-a și întâmplat. Și uite tranzacția după ulterior pe ceea ce am postat eu, tranzacția pe care am luat-o eu aici. Dar am avut confirmare, am așteptat, uite, a ajuns la 30. Am la confirmare din piață. Da, pe care am și postat. Dar ce înseamnă confirmare din piață? De exemplu, trebuie să facă, uite, el să formeze niște low-uri, să-mi prea lichiditate, cât să-mi prea și lichiditatea anterioară, adică cea din spate, uh-huh, după să aștept să-mi spargă un high, al doilea high. Deci vezi niște pattern, vezi niște tipare. Ca să poți să fii un trader de succes, tu nu poți să tranzacționezi pe 100.000 de... Uite cum faci tu, tu ai doar o paritate, te-ai obișnuit pe ea. Și în fiecare zi fac bani. Deci tu nu ții 30 de parități și pentru tranzacționezi pe ele. Pentru că nu știu, dar asta o studiez din vară. Da, uite, de exemplu, dacă order flow-ul meu, order flow înseamnă mișcarea pozițiilor, care formează structura mare parte și ține de mai multe concepte. Și dacă mie îmi indică că în ziua respectivă prețul vrea să scadă către un anumit punct, dar să aibă motive să scadă și îmi dă confirmările alea, bag sell. Problema este că dacă nu se duce în jos, tu pierzi depozit pe alta bani și pierzi de două ori mai mulți bani decât pierzi cu buy-ul. Eu sunt foarte calculat și de asta spun, eu am zile în care nu tranzacționez dacă nu-mi place ceea ce văd pe chart, nu tranzacționez că nu sunt disperat ca să fac bani azi. Eu pe săptămână, pe fiecare încot, vreau să fac 2% pe săptămână. Câte ore petreci pe zi? O altă cheie spre succes în trading e să nu stai câte 10 ore pe chart, câte 12 ore pe chart. Eu la calculator stau 16 ore, dar în alea 16 ore nu stau 16 ore pe chart, pentru că eu am ori în care tranzacționez. Care e ziua mea? La 10 dimineața începe Londra, eu sunt la calculator până la 11 și jumătate, unde până atunci, deci de la 10 până la 11 și jumătate, dacă îmi dă prețul intrare, eu intru. Dacă nu, nu intru. Iau pauză, mă reîntorc pe chiar la 1 jumate. Dacă îmi dă potențială intrare, ieri mi-a dat potențială intrare fix la 2 și jumătate, adică mi se pare. Și am luat sell. Ca să traduc, ți se pare că vezi niște pattern-uri. Confirmări, da, pattern-uri sunt. După New York, începe la 3 și jumătate. Eu mă duc pe chiar de la 4 jumate, 5 în sus, până la 7, 7 jumate. Dacă îmi dă intre bine, dacă nu, gata. Așa tranzacționez eu. E cam un program de lucru. Deci eu nu stau de dimineață până seara pe chiar și stau acolo, mă uit la el și să văd dacă îmi dă intrare. Că tu așa o să intri în 100.000 de dale, ai zice: "Mamă, stau de 8 ore pe chiar, n-am intrat în nimic" și tu intri de nebun. Chiar sunt curios de oameni, ce să zică. Dom'le, ițepar, vreau să văd și eu unde țeapa, eu o să citesc toate comentariile și chiar o să răspund. Poate răspund și tu la comentarii. Da, o să răspund. Pentru adică... că asta e mișto pe YouTube, că poți să dialoghezi cu oamenii. Care e Instagram-ul tău, să-l punem? Justin FX legat și comunitatea de Telegram, eu acolo spune să intri cel mai, pentru că postez, sunt foarte activ acolo, e un grup gratuit unde postez o grămadă de lucruri. Căutați aici în descriere ca să aveți acces la grupul gratuit de Telegram, deci nu ăla cu 25 de dolari. Grupul gratuit. Grupul gratuit, da. Dacă vrei să nu fii victima unei țepe atunci când cumperi o mașină sau ești curios dacă mașina ta a avut sau nu accident sau kilometri dați înapoi, verifică istoricul pe Car Vertical, intrând aici pe linkul din descriere sau folosind codul Andy Popescu ca să ai cea mai mare reducere.